Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. În materialul anterior, atunci când am discutat despre tăierile la inel și ce implică această tehnică, v-am promis că în următorul videoclip, unde vom avea drept temă pomii fructiferi, vom discuta despre suprimarea ramurilor. Ei bine, am luat decizia de a nu vorbi despre acest aspect în materialul de azi, ci a discuta despre un lucru foarte important, primordial, aș putea spune eu, în momentul în care vrem să ne apucăm sau să învățăm să tăiem un pom fructifer. Și tocmai de aceea fac aceste materiale pentru dumneavoastră, pentru a vă da toate detaliile tehnice, astfel încât să știți unde anume să interveniți și cum să interveniți. Iar în materialul de azi o să discutăm despre elementele structurale ale unui pom. Pe înțelesul tuturor, din ce este compus un pom. Poate vi se pare banal, dar este foarte important să știți fiecare ramură în parte, fiecare element al structurii pomului, pentru a ști unde să intervenim, ce anume să facem, unde să tăiem, dar mai ales prin videoclipul de azi o să încerc să elucidez niște termeni pe care probabil ați mai auzit, dar care nu sunteți siguri de spre ce este vorba sau ceea ce reprezintă ei. Și astfel vom face un videoclip scurt, luăm camera, mergem pe trunchiul unui pom și o să vă explic toate aceste elemente structurale. Și treaba este simplă, dragii mei, scuzați dacă imaginea nu este una de calitate sau se mișcă, deoarece filmez cu telefonul mobil, dar sunt 100% sigur că vom reuși să detaliem ceea ce ne dorim. Și începem cu partea subterană, și anume rădăcina pomului cu rol în hrănirea pomului și în susținerea trunchiului. După aceea, de la suprafața pământului până la ramificație, urmează trunchiul propriu-zis al pomului. După aceea, urmează axul pomului, care poate fi unul sau mai multe în funcție de forma dorită. Mare atenție, aici suntem în grădină, nu suntem în intensivi sau în alte livezi mari, unde se practică pur și simplu un singur ax central, din care să plece pur și simplu ramurile de schelet și de semischelet. În cazul nostru avem axurile principale ale pomului, din care pleacă ramurile de schelet, acele șarpante, cum auziți dumneavoastră în diferiți termeni. Aceste șarpante se continuă după aceea cu ramuri de semischelet, adică aceste subșarpante. Pe aceste subșarpante avem ramuri vegetative și ramuri de rod. Ramurile vegetative au particularitatea că sunt mult mai lungi, cum sunt acelea de aici, iar ramurile de rod sunt cele mai scurte. Ramurile de rod mai pot fi și ele de câteva feluri, și anume sunt ramuri de rod în devenire și ramuri de rod propriu-zise. Ramurile de rod în devenire sunt ramuri vegetative care sunt garnisite cu muguri vegetativi, dar anul viitor vor genera muguri floriferi, iar ramurile de rod sunt propriu-zise, sunt ramurile care produc rod în anul tăierii. Deci foarte simplu, trunchi, ax, ramuri principale sau de schelet sau șarpante, ramuri secundare sau de semiselect schelet sau subșarpante, ramuri vegetative, adică ramuri care nu produc rod nici în anul tăierii, nici anul viitor, care de obicei sunt mai lungi, peste 25-30 de centimetri, și ramuri de rod, care ramurile de rod, așa cum am spus, se mai împart în două subcategorii, ramuri de rod în devenire sau ramuri de rod propriu-zise. Ei, dragilor, ce părere aveți despre aceste detalii? S-a apucat ăsta acum să ne explice teoria chibritului, să ne spună că pomul are rădăcini, un trunchi și niște crești, parcă noi n-am ști acest lucru. Țin să vă menționez că este foarte important să cunoaștem aceste detalii pentru a ști unde anume să intervenim în coronament atunci când ne apucăm să tăiem un pom. Așa cum ați văzut, eu vă prezint tehnici simple, tehnici aplicabile în grădină, nu vorbim de intensivele mari, nu vorbim de fermele mari, pentru că acolo se practică alt fel de pomicultură. Acolo pomii sunt forțați să fructifice, se urmărește o anumită producție, se urmărește o anumită calitate a producției, dar totodată acei pomi se vor epuiza foarte repede, vor epuiza foarte repede producția, ei nu vor mai fi buni și în câțiva ani de zile va trebui să-i taie și să planteze alții noi. În plus, în livezile mari, așa cum v-am mai spus și în alte videoclipuri, pomii sunt hrăniți, sunt ca niște pui în incubator, de la rădăcină, de la toate substanțele nutritive, tăieri și așa mai departe. Noi vorbim strict de grădini și tocmai de aceea este foarte important să cunoaștem aceste detalii. Pentru că la pomi, după cum bine știți, se fac mai multe
forme de tăiere. Putem face tăieri de corecție, putem face tăieri de formare de coroană, dar cele mai importante de tăieri sunt cele de întreținere și de fructificare. Și de exemplu, dacă noi nu știm care sunt ramurile de rod în devenire, spre exemplu, mergem și tăiem fără să ne dăm seama o ramură de acest gen sau pur și simplu o scurtăm și o să vă detaliez în alt videoclip despre ce este vorba și pur și simplu noi am distrus mugurele terminal al pomului, acolo unde el fructifică. El nu va mai putea să dezvolte o bursă de rod, el nu mai va putea să dezvolte o vatră de rod și așa mai departe, el nu va mai putea să dezvolte fructe. Și atunci spunem, băi, pomii noștri nu sunt buni, nu fructifică. Acest aspect se întâmplă din mai multe cazuri, dar în principal o tăiere incorrectă poate duce la o alternanță de rodire sau, mai important dacă aș putea spune, la lipsa în totalitate a fructelor. Și tocmai de aceea trebuie să cunoaștem aceste detalii și în videoclipurile ce urmează o să vă prezint toate ramurile în parte. Care sunt șarpantele, care sunt subșarpantele, care sunt mugurii de rod, care sunt ramurile de rod în devenire, care sunt ramurile de rod propriu-zise care rodesc în anul tăierii și așa mai departe, pentru a ști în momentul în care vom începe tăierile, unde anume să intrăm și să lucrăm în acest pom. Astăzi v-am prezentat la măr. Pe viitor poate vom prezenta aceste elemente structurare și la prun, deși sunt uneori asemănătoare. Până la următorul videoclip în care o să discutăm despre ramurile vegetative și ramurile de rod propriu-zise și cele în devenire, eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material. V-am pupat!